La țară, obligativitatea microcipării câinilor a fost înțeleasă de majoritatea localnicilor ca o măsură de protecție a patrupedelor din gospodării. Sătenii spun că odată cu microciparea scapă de grija vaccinării antirabice, pentru că imediat după ce îi se injectează sub piele microcipul, câinele este vaccinat gratuit. În primul rând pentru siguranță și pentru legea care se impune și pentru siguranța animalului și a noastră. La familie și microchipul pentru conștientizarea la toate persoanele în general, să-și aibă grijă de animalul pe care și-a luat răspunderea să-l crească, să-l țină și că trebuie să-l îngrijească, să nu mai umpli lumea de căței fără stăpân pe aici. Sunt însă și localnici care spun că prețurile sunt prea mari și nu își permit să dea bani pentru microcipare. Medicul veterinar precizează că este dificil să-i convingă pe oameni de necesitatea microcipării câinilor din curte, deși costurile nu depășesc 25 de lei de animal. Microcipul se vede aici. Ăla e microcipul, acul de unică folosință, aplicatorul e... o parte acolo. Încercăm să facem pe cât posibil să ușurăm costurile microcipării. Poate reușește și primăria să prindă în bugeta noastră să ne ajute cu costul microcipului. Noi scădem mult din costul manoperei și să proprietarul să plătească doar taxele pe care trebuie să le plătim către registru, către REX și costurile de logistică, cum ar veni. Până acum n-am avut posibilitate să îi fac microciparea și vaccinul, dar o să îl fac dacă este nevoie. Este un pic cam scumpișor pentru zilele de azi și, na, este ceva cam scumpișor, da? Dacă este nevoie. În județul Buzău, anul trecut au fost 20 de focare de rabie, dintre care 3 în comuna Berca. Virusul turbării a pătruns la animalele domestice prin vulpile care au coborât din păduri. După stingerea focarelor, potrivit evidențelor medicului veterinar, au fost vaccinați antirabic majoritatea câinilor din Berca, dintre cei 2700 aflați în evidențe, 2400 primind deja antidotul.